venit la ședința noastră din luna ianuarie, din anul 2020, prima ședință. Având în vedere că e prima ședință și prima întâlnire cu dumneavoastră, vă urez un la mulți ani, să avem un an bun, un an cu evenimente frumoase, cu realizări frumoase și să mergem înainte, precum a fost în anul 2019. Sigur că prima dată vom aproba procesul verbal de la ședința din luna decembrie, vom supuneți aprobare, după care domnul președinte de ședință va prezenta ordinea de zi pentru ședința noastră de azi și sigur vom intra în a prezenta toate, doamna secretară va prezenta toate materialele pregătite. La ședința noastră participă domnul Levente și domnul Cristian Vigăre de la Tebacu. Da, a spus dânsul și domnul Levente, cetățean al Comunei Părgărești. Sunteți de acord, da? Mulțumim, domnule, da? Materialele de la ședință. Spuneți pe aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din luna decembrie 2019. Dacă sunteți de acord cu redactarea acestui an, mulțumesc mult de tot. Am cuvântul domnului președinte să citească ordinea de zi. Având în vedere dispoziția primarului numărul 6 din 23.02.20, sunteți convocat la ședința ordinară la Consiliul Local de Părgărești, care va avea loc joi, 30.01.2020, ora 9.30, în sala de ședință a Consiliului Local Părgărești, următoarele proiecte la ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Părgărești pentru perioada ianuarie-martie 2020. Inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publici, al anexei privind achizițiile directe pentru anul 2020. Inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind execuției bugetare, bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Părgărești, trimestrul 4 al anului 2019. Inițiator primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuției bugetare pe anul 2019. Inițiator primarul Comunei. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar al carburantelor și autovehiculelor și utilajelor aflate în dotare proprie la BUAT Comunei Părgărești. Inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2020 de persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit legii 416/2001 privind venitul minim garantat, inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru drepturile municipale deșeurilor din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, inițiator primarul Comunei. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului ESC Eco Sud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 16.04.2018, inițiator primarul Comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Părgărești pentru anul școlar 2020-2021, inițiator primarul Comunei. 10. Proiect de hotărâre privind construirea Comisiei de Evaluare Performanțelor Profesionale Individuale ale Sectarului General al Comunei Părgărești, inițiator primarul Comunei. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Părgărești și structurilor subordonate Consiliului Local, inițiator primarul Comunei. Și punctul 12, diverse. Dacă sunteți de acord, cum ne-a venit, propusă de primarul Comunei. Mulțumesc, unanimitate. Cum zice la prezentarea proiectelor de hotărâre.
în vederea grupelor. Ca urmare a propunerii domnului Ungru Fiore în ședința anterioară, se inițiază proiectul de hotărâre privind alegerea domnului Lenghe Mihai ca președinte de ședință, care va conduce lucrările ședinței Consiliului în lunile ianuarie-martie 2020. Dacă se înveste în acord, proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc frumos! Cine dorește o cafea, apă, aveți acolo. Și dumneavoastră, dacă doriți, o să punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice și anexe privind achizițiile directe pentru anul 2020. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre prezentat de tine. Vă mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Târgărești pe trimestrul 4 al anului 2019. Se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Târgărești pe trimestrul 4 al anului 2019 în valoare totală de 6.037.618,73 lei, din care 5.499.745,56 de lei la secțiunea de funcționare și 537.873,10 lei la secțiunea de dezvoltare. Se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bărgărești pe trimestrul 4 al anului 2019 în valoare totală de 4.111.426,73 de lei, din care 3.578.973,37 de lei la secțiunea de funcționare și 532.432.483,36 de lei la secțiunea de dezvoltare. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2019. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 la sursa A, astfel, la partea de venituri, suma de 6.037.618,70 lei. La partea de cheltuieli, suma de 4.111.426,73 lei. Excedent în sumă de 1.926.191,67 de lei. Se aprobă constituirea fondului de rulment pe seama bugetului local pe anul 2019 prin transferul excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.926.191,67 lei, rezultat la încheierea exercițiului bugetar conform raportului de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabilitate și resurse umane. Se aprobă reîntregirea excedentului anului precedent în sumă de 6.024.246,76 lei, repartizată din acesta în cursul anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Se aprobă excedentul în sumă de 15.856,27 lei la sursa E, sumă ce va fi utilizată la titlul 20, bunuri și servicii, în anul 2020. Dacă sunteți de acord, aici vreau să intervin și să vă spun, cred că ați analizat materialele ședința de comisii și să mă refer la acele excedente pe care le avem la sfârșitul anului 2019. După cum știți, în 2016, când am preluat acest mandat, am preluat un excedent de 3 milioane. Acum am dublat cele 3 milioane și avem 6 milioane excedent. Este bine pentru noi, pentru că dumneavoastră știți că noi am demarat mai multe proiecte și ne putem folosi de acest excedent făcând acele proiecte. Dar, tot în această perioadă, după cum știți și ne-ați aprobat și celelalte proiecte, noi am accesat fonduri europene. Nu că n-am făcut nimic în această perioadă. Și știți că am făcut. Avem multe realizări și realizări frumoase, zic eu. Dar am accesat fonduri europene, fonduri guvernamentale,
Am achiziționat utilaje și avem și excedent. Așa că suntem buni de muncă și să ne folosim de acest excedent și să facem proiectele pe care ni le-am propus și pe care ni le-ați aprobat și pe care ni le veți aproba în continuare. Mulțumesc! Am ținut să vă spun toate detaliile astea. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanți al autovehicolelor și utilajelor aflate în dotarea proprie a UAT Pârnărești. Pentru anul 2020 se aprobă consumul mediu lunar de carburant pentru autovehicolele și utilajele aflate în dotarea proprie a UAT Comuna Pârnărești, astfel. Pentru microbuzul școlar Opel Movano, 180 de litri cota maximă pe lună, la un consum specific de 14 litri la 100 de kilometri în regim de vară. Pentru autoutilitare, Dacia Duster, se aprobă o cotă maximă de 130 litri pe lună, la un consum specific de 7,5 litri la 100 de kilometri în regim de vară. Pentru Dacia Logan, se aprobă o cotă maximă de 100 litri pe lună, la un consum specific de 5,5 litri la 100 de kilometri în regim de vară. La utilaje, pentru tractor și remorcă Belarus, se aprobă o cotă maximă de 300 de litri pe lună, la un consum specific de 5 litri oră de funcționare în regim de vară. Pentru buldo excavator, se aprobă o cotă maximă de 500 de litri pe lună, la un consum specific de 8 litri pe oră, pe ora de funcționare, în regim de vară. Consumul mediu de carburat reprezintă cantitatea maximă ce poate fi consumată pe parcursul efectuat în condiții normale de exploatare. Nu se consideră depășire la consumul de carburat normal pe utilaj sau pe autovehicul, consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului de carburat normal stabilit și aprobat prin articolul 1. Cantitatea rămasă neutilizată la finele lunii se reportează pentru lunile următoare în funcție de necesitățile instituției. Pentru sezonul de iarnă, consumul de carburant se majorează cu 15% în funcție de condițiile climatice. Aplicarea normelor de iarnă se poate face și în afara perioadei menționate, numai pe bază de referat de necesitatea viceprimarului cu aprobarea ordonatului principal de credite și avizat de compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Consumul de carburant se poate majora un coeficient de până la 25% în funcție de condițiile de lucru și de urgența lucrărilor cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Pentru organizarea și desfășurarea proceselor electorale și a referendumurilor, consumul de carburant se suplimentează cu 25% pentru o perioadă de 2 luni înaintea datei la care au loc alegerile sau referendumul. Consumul mediu de ulei pentru utilaj sau autovehicul se va face în funcție de cerințele tehnice specifice. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2020 de persoanele afle de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit legii 416/2001, privind venitul minim garantat. Se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2020 cu beneficiarii legii 416/2001, privind venitul minim garantat, conform anexei parte integrante. Această anexă cuprinde următoarele obiective sau lucrări. Întreținerea în sezonul rece a trotuarelor comunale și a ribolelor adiacente acestora de pe raza comunii. Iar ca acțiuni și măsuri întreprinse avem îndepărtarea zăpezii cu mijloace manuale, împrăștierea materialelor, antiderapante, etc. Apoi, lucrări de ecologizare și curățire manuală a albilor pârâurilor comunei Pârgărești, unde se vor realiza următoarele lucrări. Îndepărtarea gunoaielor de orice timp, de orice tip depozitate ilegal în aceste zone. 3. Lucrări de întreținere a zonei centrale a comunei Pârgărești, este respectiv dispensar uman, școală, cămin cultural și spații publice. Aici se vor realiza îndepărtarea mărăcinilor, a gunoaielor, vopsirea și repararea carpurilor
și alte lucrări administrative. După care, întreținerea șanțurilor ce mărginesc drumul județean 116, respectiv curățarea șanțurilor, îndepărtarea gunoaielor și recolmatarea acestora. Cosmetizarea pomilor ce mărginesc drumul județean 116, curățarea și văruirea acestora, inclusiv a podețelor. Recolmatarea pârâurilor din comună, respectiv curățarea acestora, de pământ și alte gunoaie, activități, și, activități de interes și utilitate publică, și avem aici aprovizionarea depozitelor cu lemne, diferite activități de întreținere și reparație ocazionale de producerea unor fenomene naturale, proiectoare, incendii, vânt, puternic, inundat. Întreținerea nivolelor, drumurilor comunale 128 și 129, precum și a drumului județean 116, respectiv curățarea acestuia de pământ și resturi. Lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale pe rasta comunei, respectiv curățarea șanțurilor de scurgere a apei rezultată din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, amărăcindu-l acumaiilor, întreținerea coșamentelor. Lucrări de întreținere la incinta curților instituțiilor publice din comună și alte lucrări neprevăzute de strictă necesitate ce pot apărea în cursul anului. Responsabil de ducerea la îndeplinirea acestui plan este viceprimarul comun. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Și aici vreau să intervin puțin. După cum știți și după cum ați văzut, noi ne facem treaba și întreținerea comunei o facem cu cei de la 416, cei care beneficiază de venitul minim garantat. Avem un număr de 30 de dosare, din care sunt numai 10 persoane apte de muncă, aproximativ 7. Am rămas cu 7 persoane apte de muncă. Așa puțin. Ați avut mai mult. Am avut mai mulți, au mai plecat, au mai intervenit altele. Li s-au mai oferit, un loc de muncă, dar noi, în acești 3 ani de zile, curățenia și întreținerea comunei, am făcut cu beneficiarii de la ajutor social. De ce? Poate unii și m-ați și criticat uneori că aprobăm dosare de ajutor social. Ce fac cei de la ajutorul social? Pe de o parte, cetățeanul respectiv este sprijinit acordându-i ajutorul social și aprobându-i dosarul, beneficiază de asigurare de sănătate și un cuantum, o sumă de, e o sumă foarte mică pentru o persoană, este 142 de lei, deci nu este o sumă, nu dăm noi din bugetul local, ci vin de la Ministerul Muncii, deci este un sprijin pentru noi. Pe de altă parte, noi, comunitatea, noi, autoritatea locală, ne folosim de acele persoane apte de muncă pentru a face curățenia. Deci ne ajută și statul cumva, noi ajutăm aprobându-le dosarul, să aibă acolo un sprijin material și o asigurare de sănătate. Pentru că sunt membri în familie care sunt bolnavi, care nu sunt asigurați, avem femei văduve care nu au ajuns încă la vârsta de pensionare și sigur că nu au niciun venit, n-au niciun leu, nici cu ce să-și cumpere o pâine și nici nimeni nu le încadrează pentru că au o anumită vârstă, 45-50 de ani, sau persoane cu deficiențe care au un grad 3 și suma este foarte mică ca persoană cu handicap. Și vine completare și cu suma respectivă și ne ajutăm totodată de ei. Ați văzut, ne-am făcut treaba cu aceste persoane și n-am făcut contract de servicii pentru a aduna hârtiile de pe drumuri, de a decolmata, eu știu, unele șanțuri, de a întreține părculețele. După cum vedeți, toate sunt întreținute. În fiecare zi de luni facem curățenia în fața bisericilor, în părculețe și ne întreținem. Așa cred că este un gospodar bun al comunei, așa face. Vă mulțumesc! Următorul proiect, numărul 7, proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Se aprobă începând cu data de 1 ianuarie 2020 modificarea cuantumului contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, în cuantum de 80 de lei pe tonă, fără de TVA, și decontarea acestei sume de operatorului SECE Ecosud, ESA, începând cu aceeași dată.
Se împuternicește doamna Iubiș Caractoria în calitatea de reprezentant în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare 4, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației. Dacă sunteți de acord cu prezentul hotărârii propuse, vă mulțumesc! Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Postul de San și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018. Se aprobă începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16.04.2018, modificarea și aplicarea de către Ecosul de SA a următoarelor tarife, conform fișelor de fundamentare a acestora, parte integrantă a prezentei hotărâri, după cum urmează. 208,46 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului. 347,46 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării. 0,01 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării. 150,03 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării. 121,85 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. 81 lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări. Tarifele menționate mai sus au incluse contribuția pentru economia circulară de 80 de lei pe tonă aferent anului de 2020 și nu conțin TVA. Se aprobă actul adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16 aprilie 2018 conform anexei 2 parte integrantă a prezentei hotărâri. Se acordă mandat președintele Asociației Sorin Brajoveanu să semneze numele și pe, și pe seama noastră act adițional numărul 2, conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Se mandatează doamna Iubiș Caractoria, reprezentantă a UAT Pâlcărești, ca să voteze în ședința AGALIS, conform anexelor 1 și 2 a prezentei hotărâri. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre propus. Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Pâlcărești pentru anul școlar 2020-2021. Se aprobă rețeaua școlară a Comunei Pâlcărești pentru anul școlar 2020 conform anexei, care cuprinde următoarele elemente. Școală gimnazială Vasile Gheragu, cu adresă care este instituție publică de interes național și local, Școala Gimnazială Constantin Mușa din Sat Nicorești, Școala Gimnazială Dumitru Mărtinar Sat Târcărești și Grădinița cu program normal din Sat Barna. Dacă sunteți de acord, rețeaua școlară prezentată, pentru care a fost primit inclusiv avizul inspectoratului școlar. Vă mulțumesc mult! Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei. Se constituie Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale a Secretarului General al Comunei, județul Bacău, doamna Giorgiu Moldovanchiana, în următoarea componentă. 1. Primarul Rișca Victoria. 2. Viceprimarul Otop Gabriel. Și 3. Consilier local Trifan Daniel. Dacă sunteți de acord, cu această comisie. Dana? Ce? Da? Și ultimul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pâlcărești și structurilor subordonate Consiliului Local. Începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice de interes local, ce fac parte din familia ocupațională administrație, se mențin la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, conform anexelor 1-2.
Începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază ale personalului contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bătrărești, ce fac parte din familia ocupațională, sănătate și asistență socială, se majorează potrivit din diferența obținută între salariul de bază stabilit prin grilă la nivelul anului 2022 și salariul lunii decembrie 2019, excepție făcând asistentul comunitar, al cărui salariu de bază a fost majorat la valoarea maximă stabilită prin grila de salarizare pentru anul 2022, în luna martie 2018. Începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază ale personalului contractual din familia ocupațională în cultură se majorează cu o treime conform legii 15/2020, respectiv diferența obținută între salariul de bază stabilit pe grilă la nivelul anului 2022 și salariul lunii decembrie 2019. Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv pe perioada de exercitare a acesteia beneficiază de o majorare a salariului de bază de 10%. Începând cu 1 ianuarie 2020, se menține în plată indemnizația de hrană la nivelul lunii decembrie 2019, respectiv 347 lei pe lună, pentru timpul efectiv lucrat, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bătrărești serviciilor publice de interes local, conform anexei parte integrantă a hotărârii. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se mențin în plată voucherele de vacanță la nivelul anului 2019, respectiv un cuantum de 1450 lei, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunii și serviciilor publice de interes local, conform anexei. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se menține în plată sporul pentru condiții vătămătoare acordat în luna decembrie 2019, funcționarilor publici și personalii contractuali din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local, conform anexii. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se acordă spor pentru condiții vătămătoare în procent de 5% din salariul de bază asistentului medical comunitar, conform anexei. Indemnizația lunară de care beneficiază primarul și viceprimarul comunei se mențină în plată la nivelul lunii decembrie 2019. Indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locale ai Comunei Bătrărești pentru participarea la o ședință în plen și una pe comisie este 10% din indemnizația lunară a primarului, potrivit prevederilor articolului 212 alinea 2 și 3 din Ordonanța de Urgență 57/2019, privind codul administrativ. Se stabilește numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2020 pentru funcționarii publici și personalul contractual în cadrul familiei ocupaționale, administrație, cultură, sănătate și asistență socială. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri, se însărcinează primarul comunei și compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc în unanimitate. Asta e situația, nu depinde totul de noi. Vă rog să vă scrieți la cuvânt care dintre mine vă domnul Ambrozie, spuneți. Este o problemă cu gunoiul la parcuria Nicorești. Unde? La parcuria Nicorești. Ce-i cu gunoiul la parcuria? De acolo are două contracte, părintele. Și pe persoană fizică și pe persoană juridică. Deci dânsul are pe persoană fizică, odată că e angajat, angajat ar fi pe persoana juridică. Care e problema? Problema e că are două contracte și se ridică gunoiul numai dintr-un loc. Se ridică gunoiul acolo unde este pus. Da, dar dacă el e angajat, de ce să plătească două contracte? Păi, un contract. Dar are pe persoană fizică odată. Și păi persoană fizică, fizică, da, pentru parohie. Păi, și una este ca instituție. Dar parohia nu aparține de biserică? Nu, parohia e parohia. Este domiciliul
Hai să spun o chestie. Eu am firmă și stau acasă, am sediu acasă. Da. Nu eu plătesc tot pentru acasă. Persoană fizică și persoană juridică. Așa că părinții sunt așa liniștit. Dar părintele știe problema asta? Nu a fost aici așa. Dar nu a ridicat acolo. Când a ținut pubere pe persoană fizică, i-am explicat. Dar nu știu, trebuie. Trebuie să fie părinții. Părintele știe, nu știu. Dar nu crezi că vine de capul lui așa. Păi nici noi nu ne-am vrut acolo, nici pubertă. Pune în fața parohiei de la ce se adună, dacă are contract, de ce se adună. Și că el nu ia nici o gunoazea la biserică, nu are niciun fel de gunoi. Are, n-are, plătește. Este instituție comercială așa plătește. Plătește pentru casă și pentru societate comercială. A văzut pe internet că cineva a dat în judecată primăria și i s-a dat banii înapoi. Absolut. Pe internet poate să facă multe. Să facă, să dea judecată. Care? Nu, nu. Și bisericile sunt considerate ca instituții. Au contracții, trebuie să aibă contract separat fiecare. Nu știu de ce spun că nu au, pentru că și în biserică se mătură, și în biserică se face curățenie, și în jurul bisericii se face curățenie. Da? Ei, parohia este o altă... Este funcționalitate. Da, parohia. Clădirea parohiei plus acolo este o locuință. O locuință de serviciu. Degeaba ai parohie, dacă la diferență de chestie. Parohia figurează pe un nume. De ce nu figurează parohia? Păi, parohia e casa parohială în București. Casa, e casa parohială. Casa parohială e instituție de stat. Una, e la culta aia. Da. Casa nu aparține din Ministerul Cultelor, înțelegi? Da. Biserica, da. Păi și, dar biserica de ce stă acolo dacă nu are parohie? Nu înțelegi că am o pubelă și eu o pun, la firmă plătesc. La firmă stau tot acolo, casa unde am sediu. Dar mi-a banii în două locuri. Nu i-am aprobat. Și școlile plătesc în funcție de numărul de elevi. Dar el zice când a venit aici, a făcut buletin de Pârgărești. Imediat i s-a făcut contract pe numele, că are buletin de Pârgărești. Când am zis că nu e întreaga de sus. După aceea i s-a făcut contract pe parohia. Da, bine, domnul Ambrozi, o să-l chemăm pe domnul, pe părintele de la parohia Nicorești și îl lămurim din nou. Dar secretar, cine îi plătește lui factura? Păi dă-ți-o. Nu, ești atunci, nu știu că e acolo cu cuvântul. Acolo e problema suma care trebuie plătită. Suma. Da, da. Și la Bahna a fost aceeași problemă. Și am explicat. Instituție trebuie să plătiți. Da. Absolut. Nu de la primărie aplicată suma asta. Nu cumva plătește. La fel plătește și poliția și școlile plătește la fel și magazinele. Este toată țara. Este părerea Consiliului Local. Sigur că și noi am aprobat în Consiliul Local. E greu. Pentru că îi faci parohia, parohia de ce o faci? Pentru biserică, nu? Din salariul lui. Și nu trebuie iau. Pentru că biserica, domnul Ambrozie, da? Ce n-ați înțeles? Biserica este persoană juridică, iar părintele preotul, în calitate de preot, este ca și cum ar fi chiriaș. Ați înțeles? Așa locuiește în casa parohială. Am înțeles. Da? Deci dar... sunt două situații diferite. Dacă unul faci parohia, nu faci persoană juridică și plătește o taxă și dânsul ca persoană fizică plătește altă taxă. Biserica altă. Da? Deci v-am explicat de ce, da? Pe biserică nu se pot taxe. Exact, asta este situația unde există magazine care au sediul firmei în casa lor și în aceeași casă plătesc ca persoane fizice, da? Plătesc acolo. Plătesc acolo, că locuiesc. M-ați înțeles? Am înțeles. Bun, aceeași situație, da? Este inclusiv la parohie. Deci dacă ați înțeles cum plătesc ăștia, de aia plătește și preotul. Da. Da? Și că pun sau nu pun, trebuie să plătească. Pune sau nu pun, nu este obligat. Să ducă la cimitir, acolo pubera mai mare. Acolo la cimitir, acolo se adună. A, da, uitați, iar o chestie. În banii ăștia intră și cimitirile. Da, da, da. Da, da. Păi? Numai că nu avem noi pubere la cimitir, asta e partea doar. Trebuie puse și la Pârgărești și peste tot. Că lumea pune gunoiul acolo unde apucă. Păi? Nici oamenii nu au primit încă toți. Ba da. Aproape toți. Aproape, am zis, nu am primit toți, nu doar aproape. Dar dacă mai avea cazul noi. Avem pubele, poate să vină oricine. Pubele ni s-o dat și mai putem să cerem pentru cei care n-au avut până acum. Nu chiar, cimitir trebuie pus la cimitir. La cimitir o să aceste... Că părinții au dreptate, până la urmă, că din cimitir nu ia nimeni cu noi, dar îi plătesc pentru biserică, înțelegi? De acolo se adună tot timpul. Și se adună, non-stop. La satul o se aruncă peste gard, de obicei. Păi și la Pârgărești așa se face.
Domnul vice, avem guvernele cele de elementar și vom duce la fiecare cimitir. Cum ar iar la fel, ca să nu se strice. Ca să nu dispară de acolo. Poți să-l lămurești acolo, 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 să-l lămurești acolo. Era discurs să vină între toate să vorbească. Dar poți să-l lămurești acolo. Nici mie nu vreau. Eu am firmă de taxi. Știu, că toată lumea să plânge, toată lumea să plânge. Sediu de acasă. Toată lumea să plânge, eu știu. Toată lumea, că am nevoată care e bărbatul în Belgia, îți plătește. Dar știi că noi am votat asta. Bărbatul care lucrează în Belgia. Dar să nu votăm, dar nu vrea. Bine, trebuie să vină. Trebuie să facă dovada, dacă el plătește acolo. Este pe vorbe plătește acolo, că dacă nu acolo rămânei cu noi. Pe vorbe, noi nu avem cum să-i scoatem. Trebuie să vină cu o dovadă. Cu un contract de muncă, că lucrează pentru o perioadă de. Nu? Un contract din ieri acolo, că da, nu incidează sau acolo. Act de rezidență, cum să începi din Italia, din Anglia. Dar trebuie să vii cu documente ca să poți. Acolo are, că pentru că dacă nu vrea cu noi, dacă nu. Dar ce e așa de greu să vină? Cine să vină? Că da, dar trebuie să vină cu actul. Și la ei se vină. Nu este angajat în Italia. Da, da, da. Cu contract, băieți. E cu contract de acasă. Da, dar noriul îi plătește și acolo. Posibil că plătește, dar da. Putem, dacă are, dar are domiciliu. Da. Deocamdată figurează aici. Ei sunt persoană fizică autorizată, băieți ăștia. Da. Înțelegi? Și nu știu cum era persoană fizică autorizată. Nu au cel mai puțin. Au societate. Au cel mai puțin. Are societate că plătește la primărie. Păi să zică boda prost, pentru că acolo e plătesc toate puțin. Aici câștigă acolo și treaba lor. Nu plătesc așa de mult ca să... Da. Nu știu, asta nu mai e. Eu plătesc mai mult cu noi ca el. Plătesc pentru sediul firmei. Așa am plătesc. Da. Păi, plătesc pentru sediul firmei. Mă mir, mă mir. Că noi avem o colaborare bună și cu preoții. Nu, dar el nu era supărat. Așa, deci să vă spun. Dar nu e așa de bună colaborare. Nu era supărat. Păi da, de ce nu? El plătește 60% de lei pe an. Să nu plătește cu părintele la ce ai promis să vorbească aici. Să întrebe aici. Da, am înțeles aici cu cuvenele. O să ducem, și așa aveam de gând, ca să ducem câte o cuvenă la fiecare cimitir, numai că pățim același lucru ca și cu coșurile de gunoi care sunt în fața bisericilor. Se fac comerț, se fac, eu știu, acolo în fața bisericii, lumea pune acolo hârtiile, paharele, tot și le lasă acolo. Totuși aș... Dar cine administrează bisericile? Cine administrează doamnă? Deci un coș de gunoi nu poate să aibă grijă sora sau părintele ca să ia la asta la aspect. Păi dar să spună, că doar are clopotar. Dar este un clopotar, este un îngrijitor de biserică care poate în momentul acela și să rugăm cuvelă. Dar nicio problemă, că și aici noi în fiecare luni trimitem la fiecare biserică să se evoluească acele coșuri. Ar trebui. Pentru că nu mi se pare corect. Și voi aceeași problemă, au femei de serviciu, dar nimeni. Dar de ce nu? Dacă au femeie de servicii. De ce nu? Preotul administrează biserica. În dimineață e prin coșul. Așa se spune. Vine cu crucea să dă niște bani pentru administrarea bisericii, pentru plătirea facturilor, curentului și așa mai departe. Ce, nu poți să administreze o bubelă de gunoi? O să spună că s-a pus în fața bisericii, poți să iei... Că noi nu spune niciodată nimic și lumea trage și îi trimite. Trimiși, hai spuneți că s-a împătem nimic. O să ducem și cuvântele astea la fiecare. Nu pot trimis. S-a sesizat domnul... Părintele, cred că... Venea personal și spunea dacă nu, ceva da. Nu e regulat. Ei, dar ceva nu e convenitor da. Cu cazul ăsta. Nu mi-a zis. A fost o fiecare. Alte probleme, domnul consilier? Nu. De fapt, am avut început de unul. Da, început de unul, început de an. Sigur că am avut emoții, nu? Fiind prima ședință din acest an. Și, dar ați remarcat că avem birouri noi. Sala de ședință s-a înnoit. Sperăm că anul acesta să putem să facem și acele reparații și modernizări la nivelul instituției. Dar am început cu masa, că mereu v-ați plâns, că nu aveți spațiu. Acum sper să vă fi plăcut ce am ales noi aici și suntem în curs de modernizare. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Vă doresc să aveți parte de zile frumoase în continuare și închidem lucrările ședinței noastre. Mulțumesc!